Sunt Dana Pârvan, mă îndrept acum spre criticul literar Tania Radu. Sunt foarte, foarte curioasă care este verdictul domniei sale asupra acestui roman. Nu am discutat nimic înainte. Verdictul asupra romanului de Anne Setterfield a fost deja dat în străinătate și chiar și astăzi seara aici. Ce este de spus pentru, din punctul meu de vedere, este că mi-ar fi plăcut ca această carte să încheie ziua de astăzi de lansări, pentru că este o carte de povești și lumea noastră are din ce în ce mai multă nevoie de povești. Dacă vă uitați în jur, la titlurile filmelor, la ceea ce ele conțin, la cărțile cele mai iubite, la schimbările de direcție ale unora dintre marii prozatori ai vremurilor noastre, să vedeți că lumea se întoarce la poveste. Avem nevoie să fim un pic legănați după chinul prin care omenirea a trecut și trece de câteva decenii înlănțuite, de un secol și ceva, și e nevoie de liniștire, de povești spuse la gura sobei. Aici, în cartea lui Diane Setterfield, există un motto care spune așa: dincolo de marginile acestei lumi se întind alte lumi. Sunt locuri pe unde poți să treci dintr-o parte într-alta. Un astfel de loc se află aici. Probabil că ați citit Murakami și știți că și acolo sunt locuri prin care se trece dintr-o parte într-alta, din lumea aceasta într-altă lume. Cu siguranță că vă întoarceți cu plăcere de fiecare dată în atmosfera cu totul special a secolului al XIX-lea, în cețurile Tamisei. Asta însă nu ne face să uităm că la Diane Setterfield avem de a face cu o carte a zilelor noastre. Și înăuntru, în țesătura asta superbă de povești, în care la un moment dat avem și un minunat iar maroc de-a dreptul shakespearian, care este descris extrem de frumos și care ar merita citit aici, dar nu trebuie să ne ocupăm seara cu asta. Există în această carte, cred că am uitat ce am vrut să spun înainte, dar nu are importanță, o să o iau într-aia. Da, e o carte a zilelor noastre prin care Diane Setterfield face pledoarii extrem de discrete, extrem de bine ascunse în țesătura cărții, pentru valori pe care noi astăzi le-am pierdut. Una dintre ele o să vă sune poate puțin conformist, dar fiind vorba de povești, nimic nu e conformist în povești, chiar dacă schema e respectată întotdeauna, e familia. Toate aceste istorii personale care se spun în hanul Nebăda sunt istorii de familie și totul se învârte în jurul familiei, frustrările și bucuriile, suferințele, pierderile, regăsirile, toate au loc în mijlocul familiei. Pe de altă parte, mai este un personaj care este picat aici în carte, cam cum este un anumit personaj din cărțile Ioanei Pârvulescu. Este Rita Sandei, care este cineva, este o femeie extrem de inteligentă și care ar putea fi foarte bine pusă într-un roman cu acțiunea petrecută în zilele noastre. Ea e o femeie lucidă, o femeie care pune la îndoială până și valoarea credinței în Dumnezeu, la care se întoarce totuși de fiecare dată, dar pune totul sub lupa lucidității. Crede în știință, crede în ceea ce știința poate să le aducă oamenilor, chiar atunci când sunt neștiutori, și face așa un fel de culoar prin care se scurge materia aceasta povestită, extrem de frumoasă, de mângâietoare, către noi, către nevoile noastre de astăzi. Într-adevăr, o mare povestitoare, avem și alții în veacul acesta, dar
vă invit să vă gândiți de fiecare dată când deschideți un roman, dacă ține sau nu de poveste. Părerea mea e că tot mai mult vom înșela pe ață asemenea cărți și asta ne va reîntega acolo unde sunt fisuri în natura noastră umană trasă în toate părțile de tot ce am descoperit și am vrea să, o parte am vrea să ne îngropăm în acest secol și jumătate distanță de la acțiunea acestei cărți. E frumos și că sunt lumi care încep și care par să se termine, dar încep din nou aceste vieți, această viață de copil care moare, se întoarce, se numește când Emilia, când Alice, când Anne, ca până la urmă să ne dăm seama că este pur și simplu copilul, cel care cu o privire aparent inexpresivă, dar întoarsă spre sensuri fără de care nu suntem întregi, este valoarea supremă pentru care toată lumea încearcă să păstreze unitatea, armonia unui cuib, a unei organizări omenești. Hanul Lebăda, unde vin mulți oameni, este până la urmă metafora sau, cum să zic, poate mai degrabă reprezentarea a ceea ce riscăm să pierdem și trebuie să ne reamintim că e valoros. A fi împreună. Vă mulțumesc!